Astăzi avem un clip nașpa, foarte nou. Cred că este primul clip de genul ăsta. Pentru că am descoperit niște cereale cu gusturi ciudate. Și noi în seara asta, de fapt Rosela ne le-a pus în mai multe păhăruțe. Au același aspect toate, dar sunt toate de 5 arome diferite. Și noi trebuie să ghicim ce aromă este. Uh-huh. Hai să începem. Luăm unul așa, nu știu. N-avem voie să-i remirosim. Hai să facem așa. Okay. Da? Nu miros. Hai. Da, e și tu. Da, e în aceeași neam. Așteaptă! Aștept. 1, 2, 3, 5, 5. 5. E comestibil, dar are un gust. Nu știu exact. Miroase ceva. Nu știu, amata. Miroase așa. Uite, mi-a rămas gust acum, deci când am mâncat n-am zis, dar acum mi-a rămas singur ceva. Nu, am simțit în gust. Vomitatură, ce e? Zi! Ce? Vomitatură sau ce este? Vomiți? Mamă, de că ai rușit la față. Eu, haide, dă-i cu apă! Dă-i cu apă! Miroase vomitatură! Eu rezist așa la... A vomitat așa ceva, a vomitatura. Să vedem ce este. No. Gura mi-a spălat. Mă te rog. Păi dacă mergem așa deja de acum până la sfârșit, eu vomit sigur aici. Că îți dai seama dacă vomit aici pe tine? Ești învățată. Tot, dar miroase copii. Tot a vomitat. A, și când mai... Dar miros, măcar nu miroase. Alăptic, nu dar noi ce am băgat în noi am măligă și cu tochitură și cu vin. Dezastru. Hă? De la o pare. Aleg eu una acum. Stai că Mateu vrea să miroase și el. Haide. Nu miroase. Aleg eu aia. Ăsta, mă. Hai, alegem pe ăsta. Dar nu avem voie să miroase. Cinci, hai că eu bag în gură, eu sunt fomistă, măi, da, dar mie în seara asta sigur vomit. Cinci. Mi-e frică. Gustul nu-l are, nu? Bun. Dar știi ce miroase? Când trec prin supermarket, sunt mâncăru ceva de animale, ceva. No. Știi că eram fost în Oșa, da, și miroase așa, dar e bun. Păi e bun, are un gust bun, dar miroase așa. E bun. Fac că mai iau unul. De unde se poate să fie? Ăsta e bun, mă. Să sperăm că e ceva bun, COVID. Vreau să-i ceva chipsuri de-alea cu pizza, amestecături, dar... Ia, mă, ia. Cu multe... Mirodine, porcării în ele. Tu zici că miroase a... Brânză de-aia. A, mâncare de câini? Ah. Nu, parcă așa, nu, miroase, dar e bune. Hai, gata, poate e cine știe ce, hai să vedem ce este. Hai, mă, că nu ar fi pus șoarea pe ăștia acolo. Hai, da. Mâncare de câine, no. Am fost pe aproape, mă, dar n-are un gust rău, doar că mirosul. E bun, mă, lasă-mă că mergi și să mâncăm de la câine. Mâncăm de la câine. Hai să trecem mai departe. Hai că mi-a mai revenit, bă, mă luase amețeală. Dar ce a fost primul? Cu ce a fost? Cu vomitături. Miros de vomitătură, mă. De nespălată. Da, păi, de gură nespălat. Hai că luăm pe ăsta roșu. Mamă, l-a luat și unul o bucată de aia mare. Ce faceți, prietenă? Ne facem un video. Da. Ne-am aranjat totul. Mai rar așa de ziua. Da. Hai de cinci. Mamă cât am bucat am luat să mă rămâie în gât așa. O să ne-aș
s-a făcut gura uleioasă așa. Miroase rău de a sub braț. Lasă-mă. Miroase a sub braț, dar la... Ai văzut de alea... Am dat și pe mine. Lume de aia din tramvai care miroase a transpirație de leșini. Chiar așa miroase. Mamă. Mi-a intrat și în dinți. S-a intrat transpirație în dinți? Mânca mi-ai transpirat. Ai mâncat atât. Și ai luat ceva mai bun. Și ai luat ceva mai bun. Și că mai e ceva bun. Hai să duci eu ochii. Mă uit. Transpirație. Era transpirație. Mi s-a făcut gură, știi cum simt și acum. Ai mâncat ceva, dar nu vreau să apăsit din gustul, nu mai le simt astea. De ce mai pot să mai fac încă două de-astea așa? Hai. Aia și tu, haple, unul mic, dar erau pe cel mai mare. Uite măi, numai de-alea mare aici. Să ne ține de foame. Nu, uite-mă. Păi tu ești cu arță, nu nene, ești tu unul mai mare. Păi ce faci tu aici? Ăsta miroase ceva bun. A brânză și ăsta miroase. Miroase a brânză. Dai seama să nu miroase a picioare. Că în picioare mi-mi miroase a brânză. În bagaj? Am intrat de oaie puternică. Dar nu fiu vreo oaie cu gust de oaie. Păi să știu că am mai mâncat țai bun. Am eu știu ce este. Zic, pentru că e preferat ca mea. Dar nu, brânză ceva. Dar nu, brânză de oaie. Nu. E bun asta. E brânză cu mucegai. Gorgonzola! Parcă ne-a mers bine chestia asta. Da, mă. Gorgonzola. Gorgonzola. Cea corta. Și Mateo, am ajuns la ultimul. Haide. Ta-da! Ultimul păhăruț. A, vreau să vă spun că astea le-am primit cu o colaborare în, pe, cum îi spune, pe canalul italian. Mi l-a trimis o firmă din Thailandia, se spune Thailandia? Thailanda. Din Thailanda. Mm. Mi-au trimis niște șantioare așa cu chestii. Monstre. A, monstre. Și zic, hai să fac clipulețul ăsta. Dar vă dați seama că... Au fi fost expirat în aia. Nu, erau bune, mă. Punguțele. Da, erau, păi și eu, da. Erau, dar aveau, aveau numai ingredientele. Și... Bineînțeles, fiindcă am vrut să fac clipul ăsta, am pus o bărțelă să controlez, să vadă dacă expirare, toate chestiile astea. Și... sincer să fiu, nu o să fac clipul pe canalul italienesc, am preferat să-l fac aici. Și să mă pui pe mine, să fiu dacă, cu bani. Pentru că sunt gusturi oribile. Ei nu le dau ca glumă, le dau ca mâncare bună. Păi da, sunt ca un moment care mănâncă. Da, măi, nenezi, tu mănânci și... ca se miroase chiloze la mașinile alea automate. Da, mă, da. Dar am văzut și eu chestia asta. Păi da, sunt nebune. Adică sunt autonomate, de alea, cum le spune. Bagă bani acolo și chiloțul folosiți. Și ei miroase treaba. Bine, sper că hai mai trebuie să despre asta am vorbit. Sper că nu e... Nu. Chiar așa de sexy. Mamă, ia și tu mai mult. Hai, nu să băgăm mai încercă. Dacă tu trebuie să vomit astăzi... Haum. Miroase ars ăsta. E ars ăsta. Au ce ceva? Mai știi când... Paharul miros. Mai știi când... Iarna, mă. Când făceam focuri de tabără de alea iarna, pe stradă cu cauciucul și cu spray. Păi asta... Ai făcut vreodată și aruncai spray-ul să bubui? Nu, dar știu că miroase așa ars. Trebuie să spre cuvinte, mă. Nu, mă. Noi furam spray-urile de mama din casă și le aruncam în foc și explodea, făcea BOOM! Miroase ceva ars? Miroase ars, mă. Mamă, dar și paharul. Asta rău ars.
Nu, gustul e ok așa, dar e ca un ciucar, ceva ars. Miros ars. Hai să vedem ce este. Plastic ars. Cum e aia să faci niște cereale cu gust de plastic ars? Cred că le-a pus acolo când ardea cauciucul, le-a pus deasupra. Chinezi ăștia nu ești normal. Tailandez, mă. Chinezi, ce dracu ar fi. Bă, asta a fost clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați like. Nu uitați să vă abonați la canalul lui Janina, lui Alexa. Avem un giveaway în desfășurare, așa că dacă vreți să câștigați, participați. Cam atât. Sper că video-ul v-a plăcut. Nu, no, nu deloc. Nu. Ne vedem data viitoare. Ciao.